Bine v-am regăsit, oameni buni! Vă salut, dragi prieteni, ai emisiunii Învață Românești. O dată pe săptămână, perle. Și cum au fost multe examene în această perioadă, am perle din belșug. În majoritate, respectivele perle sunt transmise de colegii mei. Alte perle le-am cules de pe diverse site-uri și vi le-am adus domniilor voastre. Nu mai lucrez la catedră, așa că nu mai am posibilitatea să mi le culeg singur ca până mai de ună zi. Dar, pentru că sunt frumoase, le-am selectat și vi le-am adus. Frumoase. Ei, să ne înțelegem. Relevante ar fi fost cuvântul corect. Deci, perle. Dacă m-ar împinge și pe mine cineva pe drumuri, virgulă, probabil nu aș găsi nimic. Pe drumuri găsești de obicei ambalaje, peturi, un câine, nu găsești cunoașterea. Am uitat să vă spun, perlele sunt și ale liceenilor și ale gimnaziștilor de la examene. O noapte furtunoasă este amintirea poetului despre o vijelie care a rupt pomi și a căzut pe mașini și era oameni supărați, inundați cu posibile vituri. Ce mai? Un front atmosferic a făcut deranj mare că a fost mai multă apă decât putea metru pătrat să înghită. De, numai că o noapte furtunoasă era cu altceva. Deci nu cu astfel de furtuni. Toate persoanele pleacă la un moment dat cu bărcile din viața noastră. E grea filozofia la 18 ani, oameni buni. Ion Sclavici a scris Budulea Taichi și nu vreau să intru în detalii că nu știu subiectul. Mi-ați scris la un loc. Făcut o surpriză cu subiectul ăsta. Da, are toate șansele să ajungă mare politician. Sau mare comunicator. De nu cumva ministru. Comunicarea în echipă nu e când cel mai tare antrenor Rege Kumpf dă ordin ceva și pe stadion fuge ăia amboulea. Vorba ce-i-a? Dacă comunicare nu e, ce dracu mai e? Scrisoarea pierdută era a lui Joiana, combinată cu un politician ciumete ce avea poliția la buton. El a trimis mascații să-i rupă cu cafteala pe ăia de-au răpit scrisoarea și onoarea din Joiana. Scrisoarea s-a găsit, dar onoarea a rămas nerecuperată. Când nu e comunicarea, Oana și Pepe divorțează. Eu cred că Harapalb, scris la un loc, îi o comedie că cine mai crede că ursul din pădure are sălăți, când să știe că urșii coboară să mănânce la tomberoane și să se joace cu turiștii. Unii scriitori au genul masculin, alții genul feminin. Dar numai unii
au genul epic. Dimensiunea temporală e atunci când nu simți cum zboară timpul. Lui Gigi Becali, timpul îi zboară încet că-i la Bulău, că-i la un loc. Mie îmi zboară rapid că iute că s-a și dus vara asta și încep ploile. S-a scris la un loc. S-a dus. Comunicarea e sufletul scandalului. Băsescu îi dă numai comunicate în gură lui Ponta. Politica intră și la literatură, oameni buni. Toți proștii din România sunt cetățeni turmentați. Dar nu toți cetățenii turmentați sunt proști. De. Poezia aparține genului liric pentru că nu ții minte nimic din ea. Genul liric este atunci când ploaia sună ca o liră. Genul liric este făcut de femei cu trăsături frumoase, care vor să arate că au succes la bărbați. Genul liric este atunci când autorul are, de fapt, în cap o melodie, dar nu știe exact notele și până la urmă scrie versuri. Domnișoară poetă a făcut o figură frumoasă, cum se spune la fotbal, numai că ea a făcut mai multe. O figură de stil este frumusețea din tâi. Adică e o expresie ca la țară. Cuvântul băiețel este format în cartierul meu. La subiectul 2 nu mai pot scrie nimic. Am scris totul la subiectul 1. Genul dramatic este un pic cam nașpa, chiar nasol. Dramatismul se naște din lirismul personajelor. Într-o activitate de lectură m-am plimbat cu Ioana. Cred că eram într-o barcă. Autorul nu a găsit, cred eu, o rimă pe care să o pună cruciș în poezie. Nu știu dacă e corect și asta e propoziția mea subordonată cu dacă. Ați reținut, oameni buni, că avem expresii amboulea. Locuțiunea adverbială este deamboulea, una populară, mai degrabă din argou. Ați reținut că avem gen masculin și gen feminin. Da. Și evident că te întreb ce o fi învățat la școală bietul copil când el nu știe nici măcar să scrie cuvântul harapalb. Sau să scrie miaț la un loc, într-un singur cuvânt. Dar mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Îmi pare rău că în loc să vin să citez în fața dumneavoastră expresii frumoase din compunerile, din comentariile elevilor, vin cu perle. A ajuns o modă cu perlele și iată că eu nu mă pot dezbăra de această modă. La revedere, doamnelor și domnilor, pa, dragi copii!